Bun găsit! Sunt Alexandru Păunescu și în ultimii ani am construit CSALB împreună cu sistemul bancar. Fără implicarea băncilor nu ar fi fost posibil ca peste 1500 de oameni până în acest moment să se împace cu băncile în urma unei proceduri de conciliere, iar aceste cazuri să nu mai ajungă în instanțele de judecat. Pentru că avem deja o experiență în negociere, în gestionarea dosarelor și în interacțiunea cu consumatorii, vă propunem câteva recomandări pentru îmbunătățirea activității noastre comune. În primul rând, ne-am dorit că atunci când CSALB înaintează către dumneavoastră o cerere primită de la un consumator, această cerere să fie analizată de instituția de credit cu disponibilitatea de a fi soluționată și cu flexibilitatea necesară unei împăcări. Practic, recomandăm ca între cererile clasate să existe o pondere mai mare a celor clasate din motive obiective decât a celor clasate nejustificat. Puteți observa că numărul cererilor a crescut progresiv și chiar s-a dublat de la un an la altul. Numărul de dosare nu a fost însă direct proporțional cu creșterea cererilor. Iată evoluția. Nu în ultimul rând, cererile clasate sunt mult mai puține decât în primii ani, însă primim în continuare refuzuri nejustificate din partea băncilor, iar acest fapt trebuie categoric îmbunătățit. Tot în faza de analiză a cererii, recomandăm băncii să trateze cererile prin prisma avantajelor pe care le are ca urmare a concilierii. În consecință, este în avantajul dumneavoastră să acceptați mai multe cereri transmise de CSALB și să intrați în cât mai multe dosare de conciliere. Iată aici, aveți comparația costurilor concilierii în cadrul CSALB și cele din instanțele de judecat. Mergem la fața de negociere. Aici sunt două condiții importante. Banca să-și dorească împăcarea cu consumatorul, iar soluția să fie echitabilă. Cu alte cuvinte, să se păstreze un echilibru între cererea consumatorului și concesiile făcute de bancă. Între 2016 și 2020, valoarea beneficiilor rezultate din conciliere depășește 3 milioane de euro. Plecând de la principiile menționate anterior, recomandăm băncilor să rezolve amiabil cât mai multe dintre cererile pe care altfel le-ar respinge nejustificat. Așadar, dacă aveți de ales între a refuza concilierea și a negocia direct cu consumatorul la sediul băncii, recomandăm cea de-a doua variantă. Iată cum a evoluat situația cererilor soluționate amiabil. În acest sens, recomandăm ca numărul cererilor clasate din motive nejustificate să nu depășească 20% din cererile adresate băncii. Și un alt aspect important. Recomandăm băncilor să accepte și cererile venite de la persoanele juridice pentru probleme legate de serviciile de plată. Începând cu 2020, CSALB poate concilia și aceste spețe semnalate de persoanele juridice.